Deși cunoaștem la nivel teoretic termenul suferință, este greu să-ți imaginezi o viață în care să treci doar sub amprenta acestui cuvânt. Viața Oanei, Speranța Stoica, demonstrează multora că, indiferent de chinurile pe care ți le aduce viața, totuși există o speranță, există un motiv pentru care să-ți dorești să lupți. Chiar dacă durerea pe care o simți nu te mai lasă să-ți dorești ivirea zorilor, chiar dacă chinul îți macină oasele și întregul corp devine o suprafață de răni deschise și nemiloase, totuși, licărirea speranței are putere să aprindă dorul unui destin mai bun. În situația aceasta se află Oana Speranța Stoica. Până la vârsta de 6 ani, Oana a fost un copil sănătos, la fel ca ceilalți. Dar odată cu primirea diagnosticului terifiant, epidermaliză buloasă distrofică, viața Oanei a devenit un lung coșmar din care nu se mai poate trezi. Perioada copilăriei și adolescenței a fost învăluită în amărăciune, deoarece până la vârsta de 16 ani, Oana și-a petrecut zilele pe un pat dintr-un spital, sub supravegherea medicilor. Zilele de bucurie, căldura unor prieteni și lipsa durerii sunt lucruri pe care Oana nu le-a experimentat niciodată, fapt pentru care, într-un moment de deznădejde, a vrut să-și pună capăt vieții. A înghițit un pumn de pastile, însă cu toate acestea, părinții au depistat la timp pericolul și au putut să-și salveze fiica. Deși s-au scurs câțiva ani de la prima ei tentativă de sinucidere, gândurile acestea negre nu îi dau liniște, ci o chinuie constant. De multe ori, aude persoane cu inima rece vorbind despre ea, chiar insultând-o, fără măcar să se gândească la sufletul ei, la frumusețea interioară. Deși medicii i-au spus că nu va ajunge vârsta de 30 de ani din cauza bolii, astăzi Oana are 36 de ani, este căsătorită și are 2 copilași în grijă. Cu toate că suferă de această cumplită boală, a avut puterea și sufletul atât de mare încât să nu își lase nepoții orfani de ambii părinți la casele de copii, ci să îi crească ea. Însă gândurile morții au un efect traumatizant asupra ei. Ea ne-a mărturisit că ceea ce o oprește de la înfăptuirea unui asemenea act este gândul la Dumnezeu și grija pentru cei 2 nepoți orfani de ambii părinți. Boala de care suferă Oana este atât de gravă încât i-a măcinat oasele și pielea, fapt pentru care ea nu mai are palme și degete. Întregul corp al Oanei este o rană infecțioasă cu bășici pline cu apă, care se sparg și devin răni deschise care nu se mai vindecă niciodată. Durerile sunt îngrozitoare și de multe ori corpul ei este amorțit, astfel fiind incapabilă să se ridice din pat. Din cauza rănilor deschise, hainele se lipesc de piele și intensifică durerea în corpul Oanei. S-a ajuns până acolo încât antibioticele să nu mai aibă niciun efect pentru ameliorarea rănilor. Nenumăratele medicamente, pansamente, calmante și creme sunt indispensabile pentru starea ei, însă veniturile de care beneficiază nu reușesc să-i asigure această simplă ameliorare a durerii. Fără medicamente și vitamine, viața Oanei este în mare pericol. Boala Oanei nu are leac și tot ce se poate face este ameliorarea durerilor îngrozitoare pe care le suportă zi de zi. De asemenea, Oana trebuie să se deplaseze măcar o dată pe an la o clinică din Germania pentru a urma diferite tratamente și pentru a verifica stadiul în care este boala ei. Fără investigații medicale de specialitate, fără medicamentele prescrise de medici și fără vitamine, viața Oanei se poate încheia în orice moment. Tot ce își dorește Oana este să aibă posibilitatea să își cumpere medicamentele, pansamentele, calmantele, cremele și vitaminele pentru boala ei. Pensia pe care o primește de la stat lună de lună este de 390 de lei, iar nevoile ei lunare pentru aceste lucruri se ridică la 1600 de lei lunar. Donează în așa fel încât să te gândești că poți să schimbi destinul unei tinere. Poți să schimbi și să ușurezi toată suferința, să aduci bucurie și liniște în sufletul ei. Înscrie-te în cercul celor care consideră că este important o investiție în viețile altora. Oana Speranța Stoica își dorește să trăiască indiferent dacă va mai simți durerea sau nu.
De aceea, miracolul poate să devină realitate odată cu implicarea ta în cazul acesta. Oana nu a ales să se nască cu boala aceasta. Foarte ușor puteai să te găsești tu în situația ei, dar ți s-a acordat o șansă să fii în postura în care să ajuți pe ceilalți. Răspunde chemării inimii și spune da pentru viață prin intermediul donației tale în dreptul Oanei Speranța Stoica. Planul nostru este să-i asigurăm Oanei pentru cel puțin un an de zile medicamentele, pansamentele, calmantele, cremele și vitaminele, care înseamnă 1600 de lei pe lună, adică 19.200 de lei pentru un an de zile sau 4.335 de euro. Sunt astăzi aici la voi pentru că ne-ați contactat, pentru că aveți foarte mare nevoie de ajutor. Aș vrea să te rog pe tine, Oana, să spui celor care urmăresc acest material video care este nevoia ta. Nevoia mea nu este ca la orice femeie să știe de 36 de ani. Nevoia mea este numai niște simple calmante și niște simple pansamente care nu mi le mai pot permite. Pentru că trebuie foarte multe și viața este cum este. N-am numai o pensie de 340 de lei care nu mi-ajunge și aș ruga oamenii cu suflet, cu cunoștință, cu credință, cu, nu știu, cu suflet mare. Cu suflet mare, da. Dacă ar putea, din suflet, posibilitatea să acorde un ajutor pentru a putea procura aceste pansamente și calmante de fără de care eu nu pot să trăiesc zi de zi. Realitatea este crută, dar asta e, n-am ce să-i fac. Așa mi-a fost scris. Mulțumesc la Dumnezeu și că sunt așa cum sunt, dar singură nu pot. Noi nu putem să ajutăm prea mult, că am și eu soțul cu un atac cerebral. Și e foarte greu. Ce putem să ajutăm, ajutăm prea mult. Medicamentele soțului sunt scumpe și asta este. Cu boală atât de cruntă și mama, doi copii orfani pe care tu îi îngrijești după moartea părinților lor, soție în același timp. Ce pot să spun este că n-am cuvinte și cred că se vor găsi destul de mulți oameni care să te ajute să poți să ai pansamentele necesare și calmantele necesare măcar pentru câteva luni de zile. Nu știu ce va fi, dar sunt sigur că oamenii vor răspunde. Ai văzut și pe site-ul nostru și tu, au fost multe cazuri rezolvate. Pot să spun că ești unul dintre cele mai dramatice pe care le-am putut vedea, mai ales având în vedere boala de care suferi și faptul că ea niciodată nu se va putea vindeca. Și în același timp faptul că suferi zi de zi dureri groaznice. Aproape, după cum mi-ai povestit, insuportabile. Și știu și de la mama ta și de la tine lucrul acesta. Are dureri de oase, dureri de piele, dureri de cap. Dureri. Noi facem un apel la toți românii care văd acest material video să te ajute, fie pe tine în mod direct, fie prin asociația noastră, ca să poți să îți asiguri cât mai multe luni de zile pansamentele și calmantele sau tratamentul de care tu mai ai nevoie. Suntem siguri că se va întâmpla lucrul acesta și așa cum obișnuiesc să fac întotdeauna, vreau să le mulțumesc și să în avans pentru lucrul acesta. Știu că există oameni cu suflet, știu că există. Pentru tot mulțumim, pentru tot ajutorul care ne dă. Și asociației dumneavoastră îi mulțumesc. Și dumneavoastră primul rând. Cu vederea. Cazul că... Și că v-ați deplasat până la noi să ne vedeți. Da. Noi nu facem mare lucru. Efortul nostru nu este foarte mare. Cei care vor face mare lucru pentru voi sunt cei care te vor ajuta. Noi suntem simpli oameni, niște simpli intermediari care mediatizăm cazul tău ca oamenii să te poată ajuta. Noi garantăm cazul tău și sunt sigur că oamenii te vor ajuta.